Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Ce bine că ești în viața mea. Mi-a luat mâna așa și mi-a dat-o și a zis, dar poți să mă întreb și fără să mă atingi. Mm-hmm. Nu mi-a venit să cred, nu mi-a făcut nimic. Nu te așteptai cu așa reacție. Da, și mă rog, cum îi zic că e mai mic așa și cu tupeu așa și mi s-a aprins călcâie. Eu am învățat că dacă am ceva de zis, trebuie să zic. Nu, asta nu e bine. Stai că, de fapt, nu e o lecție bună după părerea lui. Ce ai învățat? Părerea lui, da, cum am zis, opinii diferite, păreri diferite. Nu, ea probabil vrea să comunice deschis cu tine. Pentru mine este mai bine să zic. Da. Zic, cred că o să merg cu Dumnezeu, că nu mai știa ce să mai zic oricum. Până la urmă am închis telefonul și am început să plâng. Nu mai fac, iată că nu... De exact așa făceam. Cred, era destul de greu. Ce faci? De ce faci? Deci exact așa făceam. Te certai cu Dumnezeu un pic. Mi-am spart osul de osul de sus. Adică am făcut o sfoară și osul de sus s-a spart osul, efectiv. Și am făcut fracturi. În mijlocul concursului, acolo, bum, în secunda aia s-a spart. Te caut mereu în mâna ta. Tu ești ce-mi doresc. Mă fac să plutesc. Simt dragostea. Ce mult te iubesc. Ce bine că ești în viața mea. Bună seara, dragii mei! Mă bucur că sunteți alături de noi în această seară la emisiunea Ce bine că ești. Sper că, urmărind această emisiune, vă bucurați de partenerul vostru, că există în viața voastră și îi oferiți iubirea necesară. În această seară avem ocazia să cunoaștem o familie de gimnaști. Așa s-au și cunoscut într-o sală de gimnastică și de-a lungul timpului au obținut medalii și rezultate frumoase. Haideți să-i cunoaștem pe Corina și Mircea Zamfir. Bună seara! Bună seara. Bună seara, Ramona! Mulțumim de invitație! Este plăcerea mea să vă cunosc și aș vrea să îmi povestiți voi cum a început povestea voastră de dragoste. Ne povestești tu, că ești mai scurt, da? Să te încurci puțin în ani, în rest le povestești foarte bine. Păi, așa cum ai spus și tu, ne-am întâlnit în sala de gimnastică. Pe el tatălui l-a dus la 4 ani jumate la gimnastică pentru că avea o problemă cu picioarele și l-a dus ca să repare picioarele lui, care s-au dovedit a fi foarte bune în gimnastică. Iar eu mi-am dorit de mic copil să fac gimnastică, văzând-o pe Nadia Comăneci la televizor. Te-ai inspirat. Da. Până la urmă părinții au decis să mă duc. Am început mai târziu, la 7 ani. Am început cu gimnastica artistică. Am ajuns la gimnastica aerobică. Și la un moment dat au venit și mai mulți băieți, Mircea, în acea băieți sală. Băieți frumoși, da. Puternici. Uite că ea nu menționează. Trebuie subliniat. Mai ales că eram și mai tinerel atunci. Da, eram copii când ne-am întâlnit prima dată. Câți sala de gimnastică aveți? Oh, cred că eu aveam vreo 18, da, 18, nu, da, 18 aveam, da, eu. 18, da, și tu? Eu vreo 14, da, suntem cu, avem 4 ani diferență între noi. Da, da, eram mici atunci, bine, eram mai adolescent, dar ea era mică. Da, era. Da, am văzut-o. Ai văzut-o și te-a plăcut? Da, era mică, da, era mică și... Eu nu l-am văzut. Evident că... Da. Așa. Apoi, prin 2007... am început o relație de prietenie. Deci după câți ani? De când v-ați a sărit prea mult. Nu, după 3 ani, da. Eu, după 3 ani. Da, am avut o perioadă scurtă în care ne-am văzut. Eu am trenat într-o sală pregătindu-mă să mă duc la lot în altă locație. Mm-hmm. Dar cumva s-a nimerit că am avut alți doi colegi care au avut și o problemă de sănătate cum am avut și eu când m-am lăsat la lot, de lotul de gimnastică artistică, că prima oară am început acolo. Mm-hmm. Ei au avut la fel, la rândul unul cu un ochi și nu mai avea voie, altul cu coloana și, mă rog, ce probleme a avut, că au fost și altele. Așa. Și ne-am hotărât să ne strângem toți trei, pentru că fusese un trio faimos înainte la gimnastică aerobică. Da, da. Și pentru a merge la lotul național de gimnastică aerobică, trebuia să ne pregătim. Și atunci pe mine m-au dus într-o altă sală să mă pregătească ca să nu fiu chiar
praf, pentru că de obicei trebuie să treci printre alte etape, dar cumva noi, făcând un alt sport complex, ne adaptam foarte, foarte repede. Și ne-am strâns acest trio care s-a dovedit a fi, nu știu, trio la locul potrivit, în timpul potrivit, ceva fenomenal a fost. Și eu zic fenomenal pentru că a fost epicentrul vieții, ca zic, ca de sportiv, așa. Da. Și acolo am văzut-o când m-am antrenat în perioada aia, 2 săptămâni. Da. Și după asta am ajuns la lot. Da, 3 ani fiecare s-a antrenat în altă sală. În altă sală, nu ne-am mai văzut. Da. Și a doua oară când am văzut-o era mai mare. Și ai privit-o cu alți ochi. Da. Nu ea nu m-a privit nici atunci. Nici foarte... a doua oară nu l-ai zărit? Ba, și ce ai făcut ca să intri în atenția ei? Tot ce am putut, da. Nu prea mi-a ieșit deloc, sincer. A fost cu scântei, da. Da. A, da. Era dură Corina? Mamă, mamă. Știu că eram așa mai șarpe, ca să nu zic altfel. Asta a fost adevărul la vremea aia, așa. Și nu o să uit niciodată, i-am pus mâna așa. M-am dus și eu cu tupeu, că eu eram tupeist. Mă rog, acum deja aveam și câștigasem destul de multe campionate, eram într-un trend extrem de ascendent, și agresiv, așa. Simțeai că orice fată ar pica pe spate. Așa dacă eram mândria eu. Era da, mândria era la ce? La loc de 5, mă rog. Am înțeles. Și nu ezitai să-ți arăți mândria. Da, mă rog, eram așa foarte încrezător și când i-am pus mâna așa pe umăr și i-am zis, nu știu, am întrebat-o ceva banal și ea mi-a luat mâna așa și mi-a dat-o și a zis, dar poți să mă întrebi și fără să mă atingi. Nu mi-a venit să cred, nu mi-a făcut nimic. Nu te așteptai cu așa reacție. Da, și mă rog, cum îi zic, ea mai mică așa și cu tupeu așa și mi s-a aprins călcăie de nervi prima oară. Te-a tras atenția, uite, clar. Uite, măi, ce tupeu are, da, și mă rog. Dar tu îl cunoșteai, îl urmăreai ca sportiv, știe cine? Eram practic în același mediu, n-aveam cum să nu îl cunosc, era evident, ne întâlneam la concursuri, ne susțineam, îi susțineam pentru că ei deja, el și ceilalți doi colegi făceau parte din lotul național. Exercițiile lor erau spectaculoase, ne întâlneam notorii oricum noi pe plan sportiv. Da. Și mai puțin, și notorii pe alt plan, dar mai puțin plăcute. Am înțeles. Da, deci nu tot timpul. Ca în tinerețe așa. Da, ca în tinerețea fără Dumnezeu, ca să zic așa, cu excese, că așa, cumva cum crește trendul, ca să zic eu așa, pe plan profesional, cumva îți permite să ai și o libertate și de obicei o folosești în exces. Și da, nu e tot timpul bine. De fapt, da. Da. Și tu? Da, e interesant că noi am început relația noi doi, practic, necunoscându-L pe Dumnezeu. Da. Și apoi am stat vreo 3 ani așa, până când L-am cunoscut pe Dumnezeu și apoi în 6-7 luni, 8 luni maxim. Nu pot să-ți confirm date. Da, foarte repede ne-am căsătorit. Da, ne-am căsătorit. Am înțeles, wow. Da. Deja, uai, zic să nu mă întrebe. Nu te întreb nimic, am înțeles. În ce an te întreb? Dar, nu mai știu. Revenind la momentul în care el ți-a pus mâna pe umăr, tu l-ai respins, neînțelegând cum își permite, ce aveai în mintea ta și cum ai ajuns tu să-l placi? Păi eu îl cunoșteam pe el și știam ce... Cu ceritorie. Ce poamă era, da, să zic așa, okay. Pe de-a dreptul și de asta am avut reacțiile, adică... Da. Da. Cum te-a convins totuși să ieși cu el, să începi relații cu el? Cum zice, sincer, nu mai aduc exact fiecare etapă, dar tot insistând, vorbind, întâlnindu-l la concursuri, la petreceri, că atunci eram chiar mici, tineri, 18 ani, câți ani aveam, deja era febra aceea, petreceri majorate și așa mai departe. Ne-am întâlnit de multe ori, tot vorbeam la telefon și chiar am început să cunosc și partea aia mai... ascunsă a Și mie felului mergea gura, lui de a fi. Și mie mergea gura. Bine, și acum merge gura mult. Dar, nu mai era partea aceea mândră pe care și-o afișa el și... Ai descoperit și o altă latură la el și ți-a plăcut. Da.
are o latură sensibilă. Ia da, are. Ia, acolo, când mai mers? Da. Aș vrea totuși să aflăm, pentru cei care nu cunosc, din punct de vedere profesional, care au fost performanțele voastre? Dacă poți să ne detaliezi tu. Eu am ajuns în apogeul meu, alături de colegi Mircea Brânzea și Valentin Mavrodineanu, am ajuns cu acest trio al nostru, care am zis că a fost la timpul potrivit, la momentul potrivit, să fim vreo 4 ani neînvinși și pe plan mondial, da, și pe plan european. Foarte Da, a fost efectiv incredibil, da. Și ca persoană, ca individ, am reușit să fiu și singurul campion european. În mondial am fost doar vice, dar campion european, singurul campion european la sportul ăsta. Am avut și pe plan internațional în gimnastică sportivă, dar mă bucur că am schimbat spre gimnastica aerobică, chiar dacă e mai nișat așa și... S-auzea, dar nu știu... Nu era luat foarte în serios, doar că viața dinamică a sportivilor de gimnastică aerobică, din punct de vedere profesional, era extrem de, vreau să zic agresiv, extrem de dinamică, într-adevăr, adică solicitantă. Foarte multe concursuri, foarte multe ieșiri în afară, foarte mult, efectiv, ca sportiv, aveai posibilitatea să te... să te afișezi. Păi când la gimnastică sportivă, o concursă pan și cam atât. Adică nu e ok. Plus că în afară de asta noi mai făceam aceeași grupă, făcea sub alt nume de Aeros, un show în afară. Deci noi reprezentam și trupa Aeros, care era făcută în colaborare cu Universal Studio, adică o implicare serioasă financiară și a mers efectiv peste tot. Deci, nu știu dacă 300 de zboruri, dar 200 de zboruri cu avion, sigur. Adică din teatre gigantice, din Hong Kong, Australia, America, tot ce se poate, tot ce colaborări cu Soleil, cum am fost, a intrat Shakira, a ieșit Shakira, am intrat noi. Adică, la nivelul ăsta cu Beyoncé pe scenă, cu... Deci, înțeleg asta cu Beyoncé motivele de a fi mândru, chiar le aveai. Da, momentul acela. Da, acum sunt ca un buchet așa frumos. Da. Da. Și cam câte medalii ai obținut de-a lungul carierei? Ah, dar nu știu. Nu știu. Se joacă cele mici cu medaliile lui acum. Da. Le aruncă pe... Și ai menționat de o problemă de sănătate pe care ai avut-o la un moment dat? Despre ce e vorba? Nu mai știu de care am zis. Atunci când ai trecut de la lotul de... Deci au fost mai multe. Gimnastică artistică la aerobică. Au fost foarte multe. Și multe dintre ele pentru mine sunt de fapt... Nici nu știu cum să numesc, dar cred că durerea poate fi și un dar. O binecuvântare. Sau te ajută cel puțin să guști o victorie mai bună sau să devii o persoană mai deosebită. Chiar vorbeam astăzi cu sportivii de la LOT, că sunt acolo antrenor voluntar, să zic așa, sunt implicat în partea tehnică a elementelor și ajut și consider că un pic și pe partea mentală, că eu aici am trecut de la cel mai slab component al lotului, deci efectiv cel mai slab, la cel mai puternic. Hai să zic, nu zic cel mai puternic, da? Dar acolo. Deși, e o luptă mentală, practic. Da, deși am fost cel mai... Da, și titrat și oficial titrat. Încerc să îi ajut și pe partea asta mentală, pentru că ei, ca și mine, atunci durerea o vedeam ca un blestem, dar de fapt durerea m-a ajutat să devin ceea ce sunt. De asta am și câștigat la un moment dat un concurs care a fost numai o durere tot, cel de supraviețuire. Și au fost foarte multe probleme serioase, foarte multe probleme serioase de sănătate, care le am și acum, multe dintre ele, mai ales una cu spatele, la un moment dat, în timpul, ca să vezi cum e viața, în timpul unui concurs, în mijlocul lui, că mă uitam pe YouTube, dădeai în secundă la mijloc, mi-am spart osul de osul de sus, adică am făcut o sfoară și osul de sus s-a spart ospos, efectiv, și am făcut fracturi. În mijlocul concursului, acolo, bum, în secunda aia s-a spart. Se vedea că am căzut ciudat, dar deja la câte lovituri am încasat, nu am dat importanță. Eu știu că e ceva grav acolo, dar am mers în continuare, am terminat exercițiul, am luat medalie. Da.
A venit antrenoarea, mi-a zis, că am făcut fractură, i-a zis că-s nebun la cap, că ce, am chef de glume. Și i-a zis, bine, oricum nu e nicio problemă. Și într-adevăr... Era ceva serios. Acolo am și câștigat campionul european. După care am stat 2 ani așa, că am zis că, bă, nu poate să fie chiar atât de grav dacă eu merg. Dar, într-adevăr, dimineața, probleme mari, până îmi puneam piciorul jos, că era spart aici. Da. Și am stat 2 ani așa. Da, și până la urmă am zis, doamnă, aveam o asistentă, doamna Pușateleman, extraordinară, este și acum. Și am zis, doamnă, haideți să fac un remedie, că nu mai pot de durere. Da. Zic, mă doare non-stop, zic, și nu mai se oprește. Și când am făcut, era numai sânge închegat acolo, era dezastru. Era dezastru, deci era osul ăla migrat, tăia, migrat, tăia. Mă rog, eu n-am știut. Da, dar durerea asta, vezi tu, una e să câștigi, dar alta e să fii distrus și să câștigi. Da. Adică, da. Și Hristos, de ce a fost... vorba aia, ridicat în slavă, că a suferit și cu toate astea a câștigat cununa pentru noi prin suferință. Deci, da. Frate, e un lucru incredibil. Și între astea au fost multele și se întâmplă exact că nu vrei. Adică, da. Deci, durerea, o să vă zic mai multe. Durerea te poate face și puternic și învingător. Păi da. Apropo, că n-am terminat cu copiii, generația asta e supranumită generația Snowflake. Nu știu dacă știi asta. Le mai zice Snowflake. Pentru că fug de durere, merg spre bucurie, spre sentiment, spre plăcere. Păi da, dar nici nu te mira că vine unul care poate a trecut prin toate astea și îți ia fața în orice chestie. Pentru că el știe să îndure, știe să meargă spre scop. Nu ține cont de sentiment sau de plăcere. Sau el are scop. El are scop. Că și Hristos, revenind la același lucru, s-a pus în Ghețiman jos și era frică, s-a rugat, de ce? Că știa că o să-și ia durere. Da, a câștigat. Da. Și așa câștigi și în viață. Da, așa, cam așa e și viața de sportiv. Ce bine că e! Cam complicat că și eu am intrat într-o depresie majoră la un moment dat, adică majoră. Nu mai aveam nici eu încredere în mine, ne certam, iar ne împăcam, iar ne certam, iar ne împăcam și tot așa. Da. Nu era o relație... echilibrată. Da. Nu era echilibrată și echilibrată. Nici sănătoasă și nici... Nu ar trebui să fie. Ce bine că e! Aș vrea să știm și despre tine, Corina, despre performanțele tale. Și tu ai activat destul de mult în acest domeniu. Păi, am activat 10 ani, dar, cum ți-am spus, Ramona, doar la nivel național. Nu am ajuns la lotul național, dar copilăria întreagă mi-am petrecut-o în sala de gimnastică în fiecare zi. Mergeam singură de la școală în sala de gimnastică, stăteam acolo 4 ore, apoi veneau părinții și mă luau acasă. Da, și cam 10 ani de zile am făcut treaba asta și chiar nu-mi pare rău, pentru că toată lumea știe, dar nu știu câți conștientizează sau câți chiar simt treaba asta, că sportul te educă, te responsabilizează, te face un om calculat, să zic așa. Da. Și a fost bine. Chiar a fost bine. Și întorcându-ne la povestea voastră de dragoste, după ce i-ai acordat o șansă să-l cunoști și să aveți o relație, ai spus că destul de repede v-ați căsătorit. Destul de repede după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Da, pentru că dacă noi nu l-am fi cunoscut pe Dumnezeu, nu cred că ne-am mai fi căsătorit vreodată. Da. Și nu știu dacă am mai fi fost. Păi cum a evoluat relația voastră? Relația noastră a evoluat cum evoluează orice relație care nu-l cunoaște pe Dumnezeu, cu suișuri și coborâșuri, cu minciună, cu neîncredere. Da, a fost cam complicat. Da. A fost cam complicat că și eu am intrat într-o depresie majoră la un moment dat, adică majoră, și aici depresia a venit tot pe baza acelui sistem de gândire care caută numai plăcere și se plictisește repede și care în căutarea plăcerii ajunge tot în exces. Da? E tot în exces. Și aici să se înțeleagă între
ghilimele, tot felul de astfel de lucruri, da? Ne distrugem cugetul și intrăm în depresie, că eu dacă eram de neoprit, da? Și am intrat într-o depresie extrem de puternică și mai sunt foarte multe laturi aici, unele pot vorbi, unele nu. Pe partea de relație între mine și ea, vezi, domne, că și scrie în ziare că după 3 ani dispare dragostea și aici înțelegem că dragostea dispare sentimentul sau flacăra între cei doi sau dispare bucuria de a-l vedea. Stai mă, frate, că 3 ani te cunoști, nu? Nu ți se pare normal? Nu ar trebui să... ești, adică e clar că umbram după un miraj și într-adevăr se umbră după un miraj. Asta e un miraj. Că nu mai te iubesc. Nu, pur și simplu te obișnui cu persoana, nu că nu mai... Că iubirea în sine înseamnă, cum spune și Biblia și Scriptura, că nu există dragoste mai mare decât să te dai. Păi, dragoste înseamnă să te dai, deci n-ai înțeles exact că e invers proporțional. Tu te dai, asta înseamnă că... Da, nici eu n-am înțeles și după asta umblam după același sentiment care să fie plenar și numai din plăceri, dar mă distrugeam în același timp și am început să nu mai dorm, să nu mai... Noi ne răvășeam efectiv între noi, că eu nici nu mai știam ce să fac la un moment dat. Tu cum ai reacționat la această stare prin care el trecea? Cum ai putut să-l ajuți? Ce ai făcut pentru el? Era și în mintea mea un conflict, pentru că de mică mi-am propus niște principii pe care nu aș fi vrut să le încalc și la momentul respectiv le încălcam de fiecare dată când se ivea ocazia și atunci și nu mai aveam nici eu încredere în mine, ne certam, iar ne împăcam, iar ne certam, iar ne împăcam și tot așa. Da. Nu era o relație echilibrată. Da. Nu era echilibrată, nu era și nici echilibrată. Sănătoasă și nici nu mai trebuie. Dar să fie. Ce a produs schimbarea? În ce punct ai început și tu să urmărești alte lucruri mai importante în viață, să-ți schimbi mentalitatea? Păi eu în punctul final am început să... Adică am vrut să mă opresc din a trăi la un moment dat, da, a fost foarte profund. Păi, gândește-te un pic, pune-te în locul meu. Umbli după anumite lucruri pe care le caută toată lumea, da? Bani, după aia mașini, după aia fete, clar, deci nu putem să evităm, după aia faimă și le ai pe toate. Nu ai pe toate. Ce sens? Că hai să nu vorbim numai pe plan sportiv, dar eu am fost și la un altă emisiune în afară, în Italia, cu talente, și acolo eram efectiv, adică am gustat efectiv ce înseamnă să mergi pe stradă, să vină 20 de copii, 30 de copii, să-ți ceară autografe, să tremure, nu venea să cred nici mie, dar a fost o perioadă de genul ăsta, aveam tot. Și toate astea treceau toate. Și tot gol te simțeai și nu erai fericit. Iarăși căutai ca un vânător acele sentimente să-ți umple și erau de moment, de o clipă și nu mai știi ce să faci și de data m-am bifat tot și sunt nefericit și atunci ce să mai rămâne? Nu mai rămâne nimic, nu? Dacă mai ai și o depresie profundă și începi să te îmbolnăvești fizic de la depresie, că aici e problema, că eu deja făceam niște chestii. Da, a fost foarte grav. Apropo de lepros. Vedeam să mânca carnea pe picioare, aveam, nu mai eram atent, plângeam, vorbeam numai, deci nu, era grav. Știu că am vorbit și cu psihologi, deja au dat semn, așa. Și am fost la un băiat, Alin Jivan, probabil că acum știe multă lume, da? El era sportiv atunci, pe vremea aia, și nu am participat la discuție, dar știu că am auzit, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru... Era și o problemă cu tatăl meu, că el n-a fost blând și nici smerit și mă și bătea o grămadă, dar o bătaie, nu adevărat, nu bătăiță, așa. Și am, practic, în versetul ăsta, Dumnezeu mi-a vorbit direct și mi-a spus că are și răbdare cu mine și a fost o sclipire de o secundă, o chestie fenomenală ce am simțit-o și pur și simplu am tresărit. Eu și plângeam din nimic, deci eram... Nu pot să vă spun, stări de nebun, ce să mai... Asta e... Era emoțional afectat deja. Ce să, că vorbeau colegii cu mine și mai așa făceam, știu că eram la masă și făceam așa, știu că mi-am adus aminte și m-am trezit când mi-a zis, bă, dar vorbesc cu tine, mă! Da.
Și atunci ceva e grav, e grav și nu mai dormeam și atunci am zis așa și exact Dumnezeu mi-a oferit și culmea e că omul, am observat sistemul ăsta, numai în momente critice, numai în ultimul moment sau numai ultima șansă, atunci a fost ziclicul, am luat o scriptură, o Biblie de la Alin și în cameră, undeva izolat la Izvorani, în centrul olimpic acolo, 4 luni de zile acolo a fost numai cu Biblia atât. Și scos tot afară, tot. Terapie tot, tot, tot. Adevărată. Da, deci a fost incredibil. Deci mi s-au vindecat picioarele, dormeam, respiram, asta era, dormeam. Oh, știi că prima oară am dormit aproape 3 zile calm și nu mai mă săturam de somn. Și păi erai, cred, neodihnit de atâta timp. Da, și au observat, după aia au început să vadă efectul în afară. Uh-huh. Deci au început să vadă toți, fără să-i anunț. Asta e și mai interesant. Fața ta, mai îmi ziceau și de fața mea. Știu ce că bine și arăs, asta ce te-a da, revenit. Da. Deci vezi tu că spune că schimbare la față. Da, da, da. Că s-au dus și se rugau pe munte. Și din interior, se vede și în afară. Se vedea, înțelegi, că uite ce strălucește fața. Dar nu s-au venit niciodată, cum îmi zicea. Uite ce strălucește fața. Că eu îți dai seama de la schimonosit. Da, nu știu cum sunt acum, dar atunci eram cu adevărat, înțelegi, și ei au văzut schimbarea. Și după aia antrenoarea mi-a zis, dar ce fel vorbești, dar ce s-a întâmplat, vai, da. Deci ei, și te-a transformat acea perioadă. Da, pentru că eu am zis așa, mi-am făcut contract la spatele Bibliei, mi-am scris dacă nu așa, așa. Zic, uite, eu nu mai pot, zic, nu mai am nicio șansă, zic că e ori la bal, ori la spital, zic că mă dau ție, ajută-mă, dar scoate-mă de aici din suferință. Știu, și îmi pare rău că am pierdut Biblia. Le-am pierdut, că eu așa fac. Așa, și mi-am făcut un contract, într-adevăr. Mi-am făcut un contract și am zis că dacă mă scos de aici, dar trebuie să-mi demonstrez. I-am zis, trebuie să-mi demonstrez. Deci l-ai provocat pe Dumnezeu. L-am provocat, da, cred că l-am provocat, dar ce vorbești? Nu se poate. Deci aveam cuvântul în ședințe, știu. Și antrenoarea cu care am fost, nu pot să vă zic că povestea așa lungă, da. N-are sens, nu cred că avem timp. Nu avem, ce conflicte au fost pe baza la ceva național, a fost clasnic, nu. Și ce s-a întâmplat vis-a-vis de Corina după această schimbare a ta? Păi... Răpuseseți relația sau erați încă în acea relație toxică? Am fost toxică? O perioadă... Da, eram într-o relație toxică atunci și... A mai trecut ceva timp. Da, a mai trecut ceva timp. Nu mai știu exact dacă am fost despărțit 100% total, n-am mai vorbit perioadă lungă. Cred că nu s-a întâmplat asta. Știu că el a fost mult timp la Izvorani, acolo plecat, și apoi la un moment dat tot îmi spunea că vorbește cu Alin, că nu prea îmi spunea că citește Biblia sau ceva, dar uite, vorbesc cu Alin și știu că trebuia să meargă la biserică și nu voia să mă ia și pe mine, voia să meargă. Ce, era rușine? Da, nu știu, chiar nu știu. Nici eu nu mai știu chiar. Până la urmă a mers și eu. Aha, da, așa am luat și eu contact prima dată cu biserica biserica acela. Ortodoxă, da, înainte și acum am mers la Betel, am mers prima dată. Până am găsit un loc, că de fapt și aici nu sunt un soldat împotriva bisericii, Doamne ferește, nu am nicio legătură de genul ăsta, atâta timp cât există și scriptură, Biblie la bază și cuvânt sănătos și comunitate sănătoasă și un preot, că eu colaborez cu preoți acum, adică sunt, îi iubesc mai ales pe cei care sunt implicați, deci n-ai cum să zici așa ceva, doar că noi acolo am găsit un loc în care ceea ce căutam eu este să fie scriptură sănătoasă, Biblie sănătoasă, creștere sănătoasă. Da. Și e ușor, adică e de bun simț, îți dai repede de seama. Și da. Nu prea, mai greu să găsești nesănătos, sincer, dar dacă oamenii sunt devotați, e ușor, adică. Da, a fost o perioadă de tranziție, într-adevăr, în care Dumnezeu a răspuns, Doamne ferește. Deci a răspuns, într-adevăr, pe vise, pe chestii, deci mie nu mi-a venit să cred. Deci eu am trăit niște lucruri fenomenale. Cam, ne-am trezit vreo 6 în același timp. N-am fost numai eu. Nu. Am fost vreo 6 în același timp. După ăștia 6 că ți-am fost, a început și o revoltă împotriva noastră. Am fost dați afară. Eu am fost dat afară, era cel mai important în momentul ăla lor, dar... așa au fost vremurile, că oamenii n-au înțeles. Ca după o perioadă lungă, Doamna Marcius, cel mai bine mă înțeleg cu ea și cred că eu sunt
printre primii care, printre singurii care într-adevăr țin legătura cu doamna mea antrenoare, că e fenomenală ca femeie. Și când m-am întors la lot, știu că m-a dat afară înainte de mondiale și aproape că am distrus echipa din cauza asta. Că mi-a zis că nu se poate așa, că m-a prins, că mă rugam. Și, mă rog, nici noi nu eram foarte înțelepți, că eram la început, dar totuși eram cu Dumnezeu și nu puteam să ne lăsăm de el, că mie mi-a scăpat viața. Și când ne-am întors înapoi, în două săptămâni, ceea ce a fost incredibil, în două săptămâni m-am pus pe picioare și am câștigat cel mai mult din toți sportivii care au participat la un concurs atunci. Deci, adică e o confirmare clară. Da, plus da. Că eu sunt singurul care am luat mai mulți bani ca antrenoarea mea. Wow, și singur, adică au fost confirmări clare că dacă pătimești pentru Dumnezeu, există o cunună, știi? Da, da. Deci, și astea sunt puține lucruri. Ce experiențe. Da. Chiar, ce să zic? Da, chiar am avut o viață binecuvântată și frumoasă și plină și bogată, cu tot felul de experiențe, cu B-misiuni, cu... și Dumnezeu chiar ne-a ținut sănătoși și până acum, și fără vreun necaz foarte mare, copiii ne sunt sănătoși. Din momentul acela am început să ne construim și noi relația altfel, să punem valorile bune la bază și să... construim altceva cu încredere, cu respect și cu decizia pe care am luat-o de a alege să ne iubim unul pe celălalt, să mergem înainte. Și ai chiar stat... dacă ne vine câteodată să ne după ce am vă amintiți că vă iubiți și vă trece. Da, nu știu, cred că mai degrabă ne amintesc să uite Dumnezeu la noi. Corect, cred că mai degrabă e așa. Da, să uite Dumnezeu la noi și că viața până la urmă nu ține 1000 de ani. Viața este scurtă și e păcat să treacă o zi supărați, triști. Că toată mai trec și două. Păi și care e mai împăciuitor? Cine vine primul să... Eu. Da. Cred că eu totuși. Da, tu. Da? Tu totuși, tu ceri iertare și zi, hai să ne împăcăm nevastă. Da, eu cu gura, eu cu... Da. Drăguț. Da, suntem amândoi destul de recalcitranți, da, adică nici mie nu-mi trebuie mult să... trebuie să-mi spună doar o frază ceva greșită sau așa. Ne-am obișnuit și așa. Și nici el nu e prea... Și el are nevoie tot de o frază ceva. Se pornească. Important e că găsiți o cale să vă împăcați și să... Da. Ei, dacă au trecut atâția ani de la căsătorie, cred că am găsit o cale. Da. Sau mai multe, nu știu. Ce bine că ești. Zic, am vorbit și cu Ina, mă rog, și cu părinții, nu știu ce, și cu Cristi, sunt rudele noastre, mă rog. Și mi-au zis că dacă tu vrei să te botezi, ar fi bine să nu mai continuăm relația asta și să nu mai... Foarte tare. Da. Da, cred că au fost dezamăgiți atunci și mami a fost îngrijorată, destul de îngrijorată. Pentru mai ales că, de batic? Da. Nu știa, o înțeleg perfect. Da. Acum știu despre ce este vorba, nu mai sunt îngrijorat deloc. Văd că vă este bine așa. Da, nu. Asta e important. Au fost fericiți și la nuntă, s-au simțit foarte bine. Ce bine că e! A existat o cerere în căsătorie oficială sau cum ați ajuns la acel punct? Eu am cerut. Păi. A, normal, nu? Bine, mai și am refuzat. Ce? Te-a refuzat? De ce? Nu la cererea cum mă, nu oficială. A, nu la oficială. La oficială. Dar la ce? De când l-ai refuzat? Atunci când a venit prima dată cu gândul ăsta, pentru că, gândește-te, eu aveam 21 de ani, era totuși o schimbare, mersul la biserică, altfel de idei, altfel de gânduri, altfel de percepție. Era părinții prea mult. Erau îngrijorați, nici eu nu știam exact ce se întâmplă, cum să le explic, ce să le explic, nici ei nu cunoșteau partea cealaltă a credinței, să zic așa. Și atunci s-a evit un mic conflict. Eu am fost tot timpul un copil ascultător, am pus tot timpul cuvântul părinților la loc de cinste și a venit timpul când
cuvintele nu se mai potriveau, nu se mai înțelegeau. Se întoarce inima. Și atunci l-am refuzat. Da. Vine și sabia să desparte. Da. Și vine, într-adevăr, atunci a venit un moment în care trebuie să hotărăști. Și mergi cu părinții sau mergi cum Dumnezeu ți-a deschis ochii. Da. Că până la urmă și ei au observat că așa e mai corect. Da, da. Dar a fost greu să accepte pentru că atunci, la început, a fost, și cultura cu care vii și cu care crești. Da, a fost un impact foarte mare. Normal. Noi am avut, deci la gimnastică a venit din, inclusiv din federație. Televiziune. La un moment dat a ajuns în ziar. După aia am fost la preoți. Deci a fost de-a dreptul un dezastru. Deci a fost un dezastru. Pentru că au fost preconcepții. Sau, mai bine zis, acum a fi pocăit nu mai e o chestie extrem de... Oamenii au început să înțeleagă, să vadă că a fi pocăit este corect. Atâta timp cât o practici corect. Nu suntem niște ciudați. Da, nu e nicio legătură cu preconcepțiile sau cu știrile care se aud. Că din păcate se aud doar anumite știri. Da, că da, asta da. E mai spectaculos. Da, și e vorba de Biblie și de relația cu Dumnezeu. Și a fost greu până am ajuns. Da. A trebuit să dai atâtea ziduri jos de preconcepții. Și n-ai fost dezamăgit de refuzul ei? Sau ai reușit să înțelegi? La început... Nu mi-a venit să cred. Păi, nu te așteptai. Păi, zic, eu vin la tine cu... îți fac o propunere care seamănă un film frumos. Da. Zic că e tot una cu ce se visează o fetiță, că vine un băiat, și arată și bine băiatul, așa, cu mașina și zic că îți propune și tu îmi zici nu. Că, știu ce. Da, zic, nu, până la urmă a fost foarte complicat că până la urmă ne-am și despărțit. Eu a trebuit să aleg. Da, a fost chiar incredibil că dacă vă spun așa pe scurt, deci știu că eram la munte, ea nici nu mai știe, dar eu am trăit momentul ăla exact. Și am găsit eu o speculare, nu vreau să mă botez, că aici am avut și un ultimatum, că dacă mă botez, mă rog, sunt mai multe probleme. Nu mai rămân în lot, maica mea, taică mi-o mădești, moștenesc, mare moștenire, n-a fost, da. E așa un mod de amenințare. Nu le-ar fi picat bine. Da. A fost o chestie, un ultimatum puternic și eu am găsit un verset în scriptură să speculez momentul și după aia mi-a bătut la ușă un băiat care împreună cu o altă fată s-au botezat rapid. Și fără să comenteze, cu toate că au tras foarte multe suferințe până au ajuns acolo. Foarte multe, foarte multe. Tot la fel, din cauza lotului, părinți. Grav, grav. A fost grav, grav, grav. Prieteni, a fost foarte grav. Și a venit la mine, bătut la ușa. Momentul ăla când m-am hotărât că, uite mă, nu trebuie, mă. Da. Să faci și în mintea ta și în trupul tău. Mă rog, am găsit eu acolo. Nici nu mai țin minte, ca dovadă că era o făcătură. Da. Și mi-a bătut la ușă și mi-a zis: Mircea, fii atent, trebuie să zic ceva de azi dimineață, deci nu, acum intru peste tine, poți să mă ții în ușă, spun piciorul, deci dacă nu mă las să zic da, deci a fost, nici n-am putut să vorbesc. S-a pus jos pe pat, nici nu l-am invitat. De obicei el venea cu veștile astea surprinzătoare, care erau ca un fulger. Și erau doi, nu, fii atent, erau trei. Doi se văita, doi mergeau tot timpul înainte, aveau cruci deasupra, pe spate. Și unul avea și el, dar se văita tot timpul, că e prea grea. Și că au mers și al treilea iar s-a văitat și a zis: Doamne, mai tai în cruce. Și Dumnezeu, ești sigur? Da, îți mai tai, bine. După aia iar au mers, iar s-a văitat, iar tăiat. Iar a mers, iar s-a văitat, iar tăiat. Și a venit o groapă mare. Cei doi au pus crucile și au trecut. Și al treilea a aruncat ce-a mai rămas din cruce și a rămas pe partea cealaltă. Asta vreau să spun, eu am plecat. Ma! Deci ai înțeles ideea, da? Că eu mă văitam non-stop și ce-am găsit eu nu era bine. Și după aia mă sună Corina. Eu am rămas mut. Deci eu am rămas mut, eu am zis că așa ceva nu se poate. Bine, mai sunt și altele. Unele foarte dure. Dar am rămas mut și după aia mă sună Corina. Dar în momentul ăla. Și zice, băi, eu m-am hotărât. Zic, am vorbit și cu Ina, mă rog, și cu părinții, nu știu ce, și cu Cristi, sunt rudele noastre, mă rog. Și mi-au zis că dacă tu vrei să te botezi, ar fi bine să nu mai continuăm relația asta și să nu mai... Foarte tare. Da. Și că trebuie să te hotărăști. Deși din partea ei ai primit un ultimatum. A fost... Peste tot. Perfect. Vai de cap meu.
Și eu am zis, cred că... zic, cred că o să merg cu Dumnezeu, că nu mai știa ce să mai zic oricum. Până la urmă am închis telefonul și am început să plâng. Nu mai mă, de exact așa făceam. Cred, era destul de greu. Ce faci? De ce faci? Deci exact așa făceam. Te certai cu Dumnezeu un pic. Gata, fac așa, zic, nu mai, nu. Am căzut în pat, mă văitam, mă jeleam pe jos, zic, gata, mai ce vrei tu, nu mai, lasă-mă în pace. Bine, m-a dat afară de la lot. Da. Și tu ai decis să te botezi. Da, mers așa înainte, dar berbeleaca, că a fost prea dură chestia asta care am pățit-o. Da, mi-a arătat da. Clar, deci a fost pam, 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 eu sunt aici, bun, eu sunt. Te hotărăști? Mm-hmm. Trebuie să o fac. M-a dat afară de la loc, după aia am încestat cu familia, da. N-am mai ascultat nimeni de mine, eram singur, numai singur. Și a venit un cumnat la mine. Și a zis, bă, Mircea. Zic, tu trebuie să știi un lucru. Am cerut o stea de la Dumnezeu. N-am crezut niciodată, credeam că e taic, tu se întoarce înapoi. Zic, fii atent ce stea mi-a dat, cum lucrează Dumnezeu, nu cred așa ceva, mă pucăiesc și eu. Îți dai seama? Și asta mi-a dat forță și a mers înainte. Da. Cât m-a dat afară de la lot, m-am botezat. Și după aia mi-a sunat și m-a chemat la lot. Deci îți dai seama cum lucrează? Era un test, practic. A fost un test, da. Totul s-a stins. Și Corina, tu când ai avut curaj să-ți înfrunți familia și să faci tu acest pas? Având și cu el deja ultimatumul acela pus, el ales? Da, a fost complicat atunci, ți-am zis, pentru mine. Mm-hmm. Noi am continuat totuși să vorbim, nu a fost un punct din ăla stabilit și n-am mai știut unul de celălalt o perioadă bună de timp. Am continuat să comunicăm, am început și eu să citesc, am mers și pe la biserică, am început și eu o relație cu Dumnezeu și am înțeles că este decizia care este o decizie corectă și pe care trebuie să o iau și că așa trebuie să fie. Mm-hmm. Și, se și făcea lumină în fost, tot. Da. Adică puneai valorile în balanță și bă, dar stai că așa e mai sănătos. E mai bine. Așa e mai sănătos. Și părinții tăi au fost dezamăgiți? Părinții mei sunt foarte tari, cei mai tari părinți. Da, ei știu că iubesc foarte mult. Da, cred că au fost dezamăgiți atunci și mami a fost îngrijorată, destul de îngrijorată. Pentru mai ales că, de batic? Da, nu știa, o înțeleg perfect. Da. Acum știu despre ce este vorba, nu mai sunt îngrijorat deloc. Văd că vă este bine așa. Da, nu. Asta e important. Au fost fericiți și la nuntă, s-au simțit foarte bine și... Super. Da, suntem ok. Dar până la nuntă, când a fost cererea oficială? Când ți-ai făcut din nou curaj să o ceri? Știu eu când a fost, zic eu că suntem echipă. Te rog. Cererea oficială a fost la nunta lui Alin cu Flori. Am înțeles. Da. A prins din nou curaj băiatul. Da, în luna mai... Cred că 9, dacă țin... Noi avem și o relație foarte strânsă eu cu Alin. Mm-hmm. Adică... Da, și acolo a fost cererea oficială. Și cum de i-ai zis da de data asta? Ce s-a întâmplat între timp? S-a întâmplat ce am povestit. Deja am luat decizia, știa și el că o să fie un răspuns afirmativ. Am vrut să fie mai spectaculos, așa, emoții. A fost frumos că a fost în fața multor oameni, dacă zicea nu... Da, nu stricai nunta oamenilor. Deja eram în perioada în care tot îi spuneam, auzi, dar tu nu mai îndai inelul ăla odată. Deci e de înțeles că ești pregătită să-l primești. Ne-am luptat cu oamenii aici și tu... Am înțeles. Da. Și cum a fost nunta voastră? Ce v-a impresionat, ce v-a rămas în minte de la nunta? Ia zi tu. Ce ne-a rămas în minte? Da, a fost foarte frumos, noi am organizat, noi am făcut tot. Da, au fost foarte mulți oameni, prieteni, de peste tot. Că ziceam că nu o să vină nimeni. Da. Și a fost plin și frumos și chiar și alți oameni cu preconcepții. Și a fost ca un spectacol, că m-am înțeles bine iarăși cu colegii. Adică, în momentul botezului, lucrurile erau cam clare, s-au stins, efectiv, total. Probabil că e o asumare a rolului, nu pot să-mi dau seama. Da. Și... a fost ca un spectacol, intrau tot felul, eu cu sportivii, cu gimnaștii și a fost foarte frumos, da, foarte frumos. Da, a fost foarte bine, foarte frumos, un moment așteptat, planificat, organizat. Ce bine că ești în mine.
eu am învățat că dacă am ceva de zis, trebuie să zic. Nu, asta nu e bine. Așa. Stai, asta că de fapt nu e o lecție bună, după părerea lui. Ce e bine? Părerea lui, da, cum am zis, opinii tot diferite, păreri diferite. Nu, ea da, probabil vrea să comunice deschis pentru cu tine. Pentru mine este mai bine să zic. Da. Bărbatul vine așa ca o gorilă. Și vine soția și... îi pune cămașii și îi aranjează gurelul și îl face om. Știi? Știi? Îl face da, om. Da, da. Îl face bărbat. Bestia, da, devine prinț. Ea m-a ajutat, într-adevăr, să revin și să fac treaba asta și e o completare perfectă. Ce bine că e! Care sunt provocările unei căsnicii din experiența voastră? Cu ce v-ați lovit de-a lungul căsniciei voastre și ce lecții ați învățat? Cu toate, nu? Da, cu ce am prins? Da. Păi știm cu toții că suntem diferiți. Da. Fiecare are ideile lui, concepțiile lui, părerea lui, care poate celuilalt, poate să nu-i placă părerea sau ideea celuilalt și uite așa se iscă contradicții, conflicte sau eu știu, pe diferite teme, unele mai serioase, altele mai puțin serioase și... cu ce se confruntă cuplurile? Cred că asta, da, ar fi... Ce-ați învățat voi? Cum faceți față? Acum, după atâția ani, bănuiesc că ați prins o experiență și cum... Da. Cum să reacționați? Ce faceți în momentul ăsta ca să treceți peste un anumit conflict? Eu am învățat că dacă am ceva de zis, trebuie să zic. Nu, asta nu e bine. Așa. Stai, asta că de fapt nu e o lecție bună, după părerea lui. Ce după părerea lui, da, cum am zis, opinii tot diferite, păreri diferite. Nu, ea da, probabil vrea să comunice deschis cu pentru tine. Pentru mine este mai bine să zic. Da. Așa. Nu țin tine. Să vede că e mai bine. Chiar dacă poate nu e o reacție potrivită a lui Mircea atunci, în momentul respectiv, dar trebuie să zic, apoi... ne înțelegem, vorbim, discutăm și vedem ce putem să facem despre subiectul respectiv. Da. Tu ce părere ai? Eu am prins o chestie la un moment dat de la Luigi Mițoi, că eu credeam la un moment dat că suntem defectuși. Sau defecți. Da. Sau, nu știu, ceva stricați. Nu merge. Știi? Zic, chiar la un moment dat eram convins că nu are cum să fie așa o căsnicie. Că există o imagine așa, parcă nu prea e corectă de multe ori. Da, prea idealistă. Dar, da, a spus foarte clar că trebuie să vă înarmați cu iertare. Deci e simplu, în căsătorie trebuie să ierți. Asta e. Dar, ești fericit. Iarăși am observat eu o chestie, că sunt două opinii foarte diferite, care dacă tot, apropo de brainstorm și de corporație, dacă tot le macini acolo, este ceva foarte bun la mijloc. Deci e un expansiv, la noi eu sunt expansiv, da, sunt expansiv. Da, mi-am dat seama. Groaznic. Se vede. Așa, iar ea e mai mă oprește, hai să ne gândim. Da, eu sunt bine expansiv, dar aș fi prea expansiv și până la pierzare. Dacă nu ar mai ține și necalculat, dacă ea nu ar interveni de multe ori, să calculăm puțin treburile, să le facem, să la un moment dat... Eu poate n-aș face nimic dacă n-ar fi el expansiv. Da, adică și asta e chestia. Inițiativă. Da. Că au fost două părți foarte... Eu eram prea expansiv, ea era prea statică. După aia ne-am confruntat cu situații și până la urmă ne-am dat seama că e bine să fii expansiv, dar trebuie să, să faci calcule. Pentru că și emisiunile, până am dus-o în emisiune și gândește-te un pic, eu nu prea am mers la școală, adică... Și ne-am dus la emisiune de cultură generală, adică... și răspundeam eu. Ia uzi. Și ea mi-a zis direct. Zic, cum să merg eu cu tine acolo să ne facem de rușine? Eu răspundeam și deși cum răspundeam, eu am răspuns la întrebări. Am răspuns 50-50. La începutul jocului, era un joc, la început se răspundea 50-50.
Adică împreună, simultan. Da. Iar în partea a doua te-am pus pe tine. A doua, da, eu răspundeam tine, la întrebări și cu toate că eu răspundeam la întrebări și că eu am mai fost pe la școală față de el, tot eu am fost reticentă. Ce căutăm noi acolo? Da, ce, da. Ce treabă avem noi cu asemenea concurs? Da, și el, nu, că trebuie să mergem, că trebuie să profităm, că trebuie să ne bucurăm, că trebuie, da. Mm-hmm. Deci mai el te trage așa să ai curaj mai mult, iar tu mai domolești când e prea mult. Da, foarte da, interesant că vă echilibrați. Da, aici oricum am ajuns departe și la România au talent și la nu știu ce. Adică eu oricum sunt genul de om în care orice șansă mi se ofere, eu profiți. O iau. Mm-hmm. Nu neapărat. Adică, să nu se înțeleagă foarte... Că nu sunt chiar profitor. Profitor nu sunt. Nu, la asta mă dar, refeream. Da, a pus șansa aceea. Pentru telespectatori. Că eu mor pe o treabă astălaltă. Să refuzi. Eu mor pe treaba asta la altă, zic că, oh, că nu sunt, bă, dar vezi, dar du-te și vezi, dar asumă-ți șansa aia că nu mai vine, poate. Da. Eu mor pe treaba asta la altă. Să nu ratezi ceva. Da, să nu ratezi, să nu ratezi, uh-huh. Doamne, ah, că presupune să mă pregătesc sau, te pregătești? Că și aici e o chestie, adică nu te duci chiar, am făcut și noi întrebări și răspuns, nu avem nicio legătură, mă rog, da, a fost, dar e frumos ce am câștigat acolo. Da, atunci eram și cu asociația, deja începusem și... Despre ce asociație este vorba? Practic campion de asta am mers la... VVV, campion pentru Union.ro, scuză-mă, iartă. Practic de asta am fost la emisiune, ca să avem promovăm. Un buget și să promovăm fondarea asociației, de ajutorarea copiilor. Cred că o aveam... Da. Cred că o aveam, dar oricum eram la început. Da, da, aveați deci nevoie asta, de ajutor. Asociația asta a venit așa. Dumnezeu ne ajută, ne-a scăpat, am vrut să dăm ceva înapoi. Uh-huh. Am văzut un film într-o parcare la un moment dat cu o fetiță. Nu mai vreau să repet că ăla a fost marcant pentru mine. Cred că dacă nu eram atent, făceam infart acolo. Am avut un șoc foarte mare și am zis că asta vreau să fac. Ceva cu copii, Dumnezeu ne-a strâns echipa din părți așa. E foarte omogen. Suntem 5 cu Iulian, da? Cristina Elena și Marina Ștefan, sora mea, da. Sora ei, trei oameni, încă o fată extrem, și Ilian Bancău, da. Voluntari, acum ușor începem să ne mișcăm și pe plan financiar suntem mai ok, deci sunt și eu mai relaxat. Eu am partea asta de manager, de drămuit, cu... o să avem și eu, că tot vorbeam cu tine, că o să avem și noi după 4 ani, o să avem un birou în care să ne strângem. Am stat numai la telefon, da, pe scris pe astea, dar... În pat, la masă, da, chiar mă uitam, 71 de cazuri am avut și am donat vreo 4 miliarde jumătate. Eu sunt foarte okay, mare. Da, există pagina acum. Da, eu sunt mare. Chiar mă gândeam, zic, ia uite-mă, și ce chestie interesantă, ce că am acceptat provocarea asta înainte lui Dumnezeu, nici acum nu știu cum funcționăm. Nu știu lucrează Dumnezeu cum funcționăm, cumva. Nu-mi dau seama. Și cum se întâmplă lucrurile? Vă scriu părinți că au copii cu probleme sau cum? Da, da. Și scriu voi... părinți sau... Da, descoperim. Descoperim, da. Noi și, da, facem și analiză la toate cazurile astea, să nu fie... Da. Că am mai avut și, de fapt, am avut multe probleme, da? Peste tot da, se întâmplă ceva de genul. Da, da. Dar acum există platformă, eu am avut viziunea asta logistică, cum o să o punem pe picioare toată chestia asta și a funcționat din prima. Super. Și a fost bine și este bine, dar bine, nu suntem, ca să înțelegi, ne chinuim. Eu încă sunt voluntar, da, adică. Da. Dar nu, asta e ideea, că bucuria de a face așa ceva și înaintea lui Dumnezeu e mare, adică pentru și mine, știi? Copiii au beneficiat de tratamente care să îi ajute să aibă viața mai normală sau chiar de vindecare? Cum și de vindecare, de toate, au fost am avut tot felul de cazuri de copii săraci bolnavi care nu și-au permis să meargă la investigații, la operații, de la cancer, de la spină bifidă, de la picior ecvin întors, de la deci tot felul de cazuri diferite. Da, unele mai ușoare, într-adevăr, care s-au rezolvat printr-o simplă operație, altele care au avut ca scop doar prelungirea vieții. Înțeleg. Da. Da. Și... foarte frumos că vă implicați pe și ajutați. Mă bucur enorm că există cineva care are pe suflet acest lucru și... cum zici tu, întoarceți ceva semenilor și lui Dumnezeu. Trebuie avem și noi copii și
Asta vreau să vă întreb despre copiii voștri, dacă vreți să-mi povestiți câte ceva, cum a fost să deveniți părinți și ce înseamnă ei pentru voi? Da, am tot amânat, nu știm de ce, momentul etapa acesta al venirii copiilor, până la un moment dat, când se spune că la femeie e un ceas biologic, da, da, și tot suna, gata, haide. Auzi? Ceva dar de genul. Noi pe la cât? Pe la 24 vârsta ta? Nu, 26. Eu 26 de ani. Da, 26. Da, 26. Mi se pare și acum, mi se pare și mie că am stat cam mult. Dar la vremea aia vrei să mai am un pic, nu? Da, la vremea aia vrea să ne era bine, așa, da, da, doi, da, da. Pa, și acum mi se zice, bă, prea de vreme, nu e adevărat. Era un an, doi mai repede, era mai bine. Că da, că ne uităm, da, la părinții care au copii mari și sunt de aceeași părinții tăi, adică vârstă. Nu, no, mai sunt casă, cupluri, da, sunt părinți, da, sunt cupluri care au copii mai mari. Da, avem două fetițe, două gărgărițe. De cum se înțeleg? Doi dragoni. Cu ele. Sunt energice ca tatăl lor? Da, sunt energice, nu. Sunt doi copii. Sunt cumiți, sunt, na, da, ca orice ca un copil. Copii, da, da. Da, ca orice copii. Da. Așa-s copii, da. Care și vor ce atenție, vor să te implici. Ce activități de familie aveți, așa, care lor le produce bucurie? Păi noi strângem după ele și familiază. Am înțeles. Activitatea. Da. Da. Da, sunt haioase. Nu, avem doi copii. Doamne, în fiecare zi îi mulțumesc lui Dumnezeu că noi vedem multe, că sunt sănătoși. Exact, da. Vezi, tot mă întreb, dar nu știi când vine și invers. Da, da, trebuie să fim pregătiți pentru orice și să ne bucurăm de ce avem acum. Da, acum, da, da. Să prețuim. Aș vrea să vă întreb în încheierea acestei emisiuni, dacă ar fi să rostiți un lucru pe care îl apreciați la partenerul vostru, fiecare, pentru ce îi mulțumiți și pentru ce sunteți bucuroși că existați unul în viața celuilalt? Aolo! E prea profund, poate pentru tine, dar sunt curioasă ce spui despre soția ta. Hai că ascult! Aici știi că vreau să... Ce zice? Sunt gata, zi! Acum, nu că e pe mine, nu. Ce simți? Ce, nu, nimic forțat. Dacă simți ceva să spui, ce apreciezi la soția ta? Dacă este nu un simți lucru nimic. Păi nu e de simțit, dar eu mă emoționez, nu pot să zic. Păi plângem împreună, nu e problemă. Plângem prima, hai. Nu, hai, spune. Păi de ce mă mai bărbatul trebuie să ia primul pas. Păi da, eu am cerut un căsătorie. Rector să cer. Hai, dă-i tu curaj. Haide, nu. Eu apreciez la el faptul că îmi dă curaj. Eu am fost tot timpul un copil timid și fricos. Da. Și el chiar mi-a dat curaj și îndrăzneală, așa. Chiar mi-a dat îndrăzneală, da. Să visez la lucruri la care n-aș fi îndrăznit să visez. Da. Da, și chiar când am o problemă sau ceva, nu știu ce să fac, cum să zic, ce să zic, mă duc la el și el mă ajută. Mai puțin cu imprimanta, mai puțin cu... Da, chiar mă gândeam să văd la cine vorbește. Nu, nu chestii tehnice. Nu, chestii, nu, vezi, dă-i acolo, fă acolo, nu. Cu chestii astea, nu. Nu, dar dacă am, eu știu, vreo problemă cu cineva sau vreo, nu știu, să comunic ceva sau să spun ceva... Îți zice el. Da, el vine și îmi spune. Deci, din punct de vedere tehnic, sunt ok. Te-ai gândit la un lucru pe care îl apreciezi în soția ta? Păi, la ea apreciez tot, îți dai seama că, în primul rând, mă gândeam că e un... Tot timpul mai circulă, de fapt, sau am mai văzut filme care au aceeași idee, că bărbatul vine așa ca o gorilă și vine soția și îi pune cămașii și îi aranjează gurelul și îl face om. Știi? Îl face om. Îl face bărbat. Bestia, devine prinț. Ea m-a ajutat, într-adevăr, să revin și să fac treaba asta și e o completare perfectă. Nu pot să zic mai mult. Eu mă emoționez tare. Foarte tot. După aia aduc aminte și zic, vezi că ai zis că... Da, asta e frică să nu profiți după aia de cuvintele lui în emisiune. Nu, mă emoționez în anumite. Am înțeles. Da. Mă bucur că v-am cunoscut și că ați fost deschiși în această seară din a ne povesti despre viața voastră, experiențele voastre. Sunt sigură că de-abia am apucat să cunosc o parte din ceea ce voi ați trăit. Dar poate vom avea și alte emisiuni pe viitor.
Vă doresc succes în toate activitățile voastre. Mă bucur că ajutați mai departe și că sunteți o familie unită, transformată de Dumnezeu. Îți mulțumim tare mult, Ramona, pentru invitație. Dragii mei, se încheie emisiunea din această seară. Alături de mine au fost Corina și Mircea Zamfir. Rămâneți alături de Așteptă TV, deoarece urmează o emisiune de suflet, Spune-mi cum, cu Antonia Fudulu. Vă doresc o seară frumoasă și multă iubire în viețile voastre. La revedere! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.